Palatul Patriarhiei găzduiește în aceste zile conferința internațională Dimensiunea pozitivă a libertății religioase. Cum pot guvernele să sprijine organizațiile religioase? În această seară, în sala Conventus, a avut loc sesiunea de deschidere a conferinței. În contextul președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Secretariatul de Stat pentru Culte organizează conferința Dimensiunea pozitivă a libertății religioase. Cum pot guvernele să sprijine organizațiile religioase? Evenimentul aduce în dialog specialiști în domeniul cultelor religioase din întreaga lume și reprezentanți ai autorităților centrale din țara noastră. Cuvântul din deschiderea conferinței i-a revenit primului ministru al României, Viorica Dăncilă, care a subliniat că libertatea religioasă și bogăția diversității culturale sunt elemente constitutive ale unei societăți democratice. Pluralismul religios și etnic, bogăția diversității culturale, sprijină puternic efortul nostru de a construi o societate mai consensuală și mai democratică. Am avut bucuria ca în ultimele luni să avem în țara noastră doi importanți lideri religioși creștini, Santitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic la Sfințirea Catedralei Naționale și săptămâna trecută Santitatea sa, Papa Francis, care a întreprins o vizită de 3 zile în mai multe regiuni din țara noastră. Poporul român i-a primit cu căldură și cu toată deschiderea. Guvernul României consideră benefică afirmarea cultelor și asociațiilor religioase în spațiul public ca actori care pot contribui în mod durabil la dezvoltarea societății românești și europene. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a apreciat buna cooperare dintre statul român și cultele religioase din țara noastră în ultimele 3 decenii. După căderea regimului comunist în anul 1989, România ultimilor 3 decenii a cunoscut realizări importante în plan social, ca urmare a cooperării între stat și cultele recunoscute, dar și a cooperării practice între diferitele comunități religioase. În anul 2005, în calitate de conducător al Delegației Bisericii Ortodoxe Române, alături de reprezentanții celorlalte culte recunoscute din România, la invitația Secretariatului de Stat pentru Culte, am participat direct la elaborarea legii privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Acel demers comun, încununat de succes, a reprezentat un important exercițiu democratic și de cooperare internațională, interconfesională și interreligioasă, fără precedent în țara noastră. Adică o lege a cultelor făcute de culte și aprobate apoi de stat. Legea organică privind regimul general al cultelor, la care am făcut referire, a intrat în vigoare în luna ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. Această lege a dezvoltat principiile cuprinse în articolul 29 din Constituția României, respectiv libertatea de credință religioasă și libertatea cultelor, autonomia cultelor față de stat, dar și sprijinul pe care statul acordă cultelor, deoarece recunoaște contribuția acestora la viața societății. Astfel, în România, statul este neutru față de culte, iar cultele sunt autonome, însă acestea cooperează cu statul pentru binele societății în general. Referindu-se la tema conferinței, preafericirea sa a mai afirmat că sprijinirea cultelor de către stat este în beneficiul societății. În ceea ce privește tema acestei conferințe internaționale, respectiv cum pot guvernele să sprijine organizațiile religioase, considerăm că experiența ultimelor decenii din România este una de parteneriat social, mai precis de cooperare în folosul societății în general. Numeroase monumente istorice, ecleziastice, au fost consolidate și restaurate. Biserici noi au fost edificate, deoarece numărul credincioșilor ortodoxi s-a dublat în perioada 1948-1950.
1989. O importantă structură de asistență socială și medicală a Bisericii este în prezent funcțională. Instituții de învățământ teologic și confesional au fost înființate în întreaga țară, iar românii din afara granițelor, din diaspora, sunt ajutați în eforturile lor de a-și menține identitatea religioasă, culturală și lingvistică. Aceste realizări se datorează și sprijinului constant al statului român prin Guvernul României, respectiv Secretariatul de Stat pentru Culte, și prin autorități publice centrale și locale. Cu recunoștință pentru acest sprijin, dorim să continuăm și să intensificăm această cooperare benefică pentru poporul român. Conferința va continua mâine cu o serie de comunicări în care vor fi abordate teme precum libertatea religioasă și diplomația, dialogul interreligios în Europa sau dimensiunea pozitivă a libertății religioase.